Pace și bună ziua! Am pus câteva borcanele de compot de prune, din care și astea am crezut că tot pentru compot le-am luat, dar sunt foarte moi și nu-i nicio problemă. Le-am ales, ale le-am pus la borcan și aștelante le punem la dulceață sau gem ce o ieșe. Și nu-i nicio problemă, deci n-am rămas în pagubă. Le-am pus câteva borcane de prune, să zic eu 5 borcane, 6. Și aștia, în loc să fie tot în borcane, unde să le pui așa moi? Nu știu, asta de ce ați refuzat-o? Că asta ar fi fost bună la compot. Nu știu. Ceea că facem și noi. Doamne, ce bune erau prunile alea. Și astea sunt un fel de prune brumării, prune de ale bistriță, cum ziceam noi. Dar nu sunt ele, nu sunt originalele. Acum cântăresc prunele fără sâmburi, să vedem cât avem, ca să fie rețetă. Vezi când e un kilogram, să-mi spui. Mai un pic. Acum. Un kilogram? Da. Un kilogram. De 21. Dar ce-i cântărit, e cântărit. Stop. Acum. Deci două kile. 3. 1. Da. Ok. Trei. Da. Am pus 800 de grame de zahăr, peste 3 kg de prune. Da. Acum eu le las, le mai zdrumic eu aici cu mâna și le las până mâine dimineață și mâine dimineață le oi ferbe. Până atunci ei își lasă sucul lor. Uite așa. Ce nu se strică? Că sunt zahăr. Dar cum să se strice? Nu se strică de fel. Că sunt zahăr și nu mai cum să se strice. Deci trebuie să le lăsăm să rămână în sucul lor și atunci mâinele fierb. Pardon, mâinele fierbem. Da. Deci mâine dimineață spunem că le punem la cuptor, la fierb. Până atunci revenim. Deci, ieri, seară, le-am spart prunele astea, am pus zahăr peste ele. Am arătat și cantitatea de zahăr, 800 de grame, la nu mai țin minte cât kilogram a fost. De... Am, uite acum, chiar mă acolo, uit, da, le-ai cântărit, da, deci da. O să vadă lumea în video da. Anterior. 3 kg de prune și am pus 800 de grame de zahăr. No, ok. Da, și acum am pus zahărul peste ei aseară și acum eu le torn aici. Uite așa, și le punem la fiert. Le fierbem vreo 20 de minute. Deci nu o fie majun? O să vedem. O să fie un gem bun, acrișor. Nu o cum... să fie acrișor. E foarte dulce? Da, sigur, că și prunile pot dulce. Ok. O să fie dulce acrișor. Da. Așa cum suntem noi obișnuiți, să pună mami la... prăjitura cu... dulcinica. Așa. Sau mai știu eu. La dulcinica pune. Da. Și la cornulețe. E fain gemul ăsta de prune. Și acum le pun la fiert. Nu o să iese mult. Fiindcă eu am crezut că o să le iau pentru să fac compost. Uitați aici. Dacă m-au rămas astea, nu e nicio problemă. Eu nu mă supăr. Da. E bine și aici.
Astea au fost bune pentru compot și restul au fost bune pentru gem. Da. Și iacă așa. Deci le-am pus la fiert. Hai să ne uităm la ceas. Ca să fie numai 20 de minute. Acum ai 2:15 minute. Și le lăsăm 20 de minute. De ce așa puțin? Dar nu are nevoie mai mult. Serios? Da. Deci nu trebuie să fiarbă jumătate de zi. Nu. Și gata imediat. Astea să le iau, să le duc de aici. Îmi pare bine cum a ieșit, foarte fain a ieșit, chiar îmi place. A ieșit, super. Dar scalde și acum. Dacă o stați sub dulap. Da. Deci, le-am pus la opărit până să schimbă culoarea. Le-am așezat frumos în borcan, așa opăriți cum au fost. Și după aia am pus apa la clocotit, ce am pregătit-o. O clocotit și așa clocotit am pus-o peste, le-am pus în plapome și uite și astăzi încă. Și ele au stat acolo și s-au făcut bine mersi. Deci cea mai ușoară procedură care se poate face. Fiindcă mie nu-mi plăcea, că v-am spus și ieri am spus asta, când am pus în borcanele, am spus că bunica mea le așeza frumos în borcanele, după aia lua o lingură, două de zahăr, și un vârf de salicilat și punea acolo și turna apă rece pe ăsta, punea celofanul, le punea într-o cratiță, jos le punea un prosopel, după aia le clădea frumos în cratiță, mai punea un prosopel deasupra, punea apă până, cred că, 3/4 punea apă, nu chiar până dădea peste ele, cam atâta așa apă și le lăsa la, zicea ea, la dunstuit. Opărit. Da. Și le lăsa acolo, mai ferbeau ei și mai tare, mai se spărgea o sticlă. Nu-mi plăcea un borcanel din ăla, că era, nu era calitatea asta de sticlă așa groasă, era o calitate subțire de sticlă. Dacă dumneavoastră mai țineți minte borcanele alea care se lega cu ciolofan, era altfel de sticlă. Și mai se spărgeau și nu, în sfârșit. Așa e cel mai faină practică. La orice, nu numai la prune, faceți un sirop și atunci îl clădiți. Deci nu-i mare lucru. Clădiți fructele după ce s-o părite, turna siropul ăla și e bine mersi. Acum noi am pus și gemul ăsta la fiert, dar eu între timp o să spăl astea, asta e altă rețetă. Între timp mă ocup să scot cotoarele de la ardei și să-l umplu. Asta e altă rețetă. Lăsăm focul mai încet, să amestecă din când în când. Da. Și să știți că eu prunile astea puteam să le dau pe mașina de tocat. Dar îmi place când găsesc coaja aia așa sucită, da, de prună. Nu numai mie îmi place, că eu oricum mai mănânc, dar copiii le plac așa să găsească când servesc. Gata, am terminat, revenim. Deci, să vă spun eu despre ce e vorba. Deci o fiert o oră și vă spun de ce o fiert atâta. Eu am avut de lucru și n-am avut timp de el. Am avut de lucru cu, arată, până am curățat ardei. Pipărci, cum zic eu, ardei. Până le-am curățat, tot o fiert. Da, e bine. E bine, foarte bine. Și la ea merită să mânci așa ceva. E chiar super. Uitați aici cum arată. Da. Am filmat. Aproape. La aici ce este moale. Okay. Aburii ăștia mă încurcă. Hai tu partea asta. Nu. Chestia e că iasă abur, știi, și aburește camera. Deci e încă pe foc, la foc mic. Și se pune fierbinte în borcan. Da. Și mami după aia acoperă.
Se mai ține în dună. Și atunci faptul că ele stau borcanele unul lângă altul, acoperite, generează căldură la unul de la altul și până mâine de dimineață tot cald o să fie. Da. Și asta e sterilizarea. Așa am scos acum compotul de prune. Cald. Și ăsta poate să stie ani? Ani. Fără să facă floare. Și n-am pus niciun conservant. Asta e de reținut. Chiar nimic. Ați văzut, când punem, vă arătăm. Îmi pare rău că nu m-am scris. Asta ar trebui să-l mai așez. Nu. Dacă așa o luter. Că n-am scris, am acolo și de 5 ani, cred că. Ah. În șpaiț. Da, în cămară. Astăzi am vorbit cu strănepotul meu și s-a pus sub masă sau undeva. Așa, băgat undeva. Nu. Da. Și zidăm pe mamă dacă vreau să vorbesc cu ea. Nu, acum eu vorbesc cu tine. Și eu îl întreb. Și ce vorbim noi acum? Te iubesc. Țucuigurița lui. Dumnezeu știe că nu. Te iubesc. Te iubesc, mamia. Și vin la tine. Și eu strigam, Alisa, ajutor, hai ia! Eu de când l-am văzut, nici nu știa să vorbească, am zis la Alisa, asta e altceva față de ăștialalți doi. El e altcumva, alt caracter, să vede după privirea lui, după, nu știu. Și acum văd că tot mai mult se adeverește că el e altceva. Asta o las și poate că... Las că închide dacă se frică. Poate că mâine fac un langoș. Serios? Păi ai luat ludaia aia. Păi dar ce să fac? Asta pe langoș să pune. Lasă-mă cu langoș. Acum ai luat ludaie, fă plăcintă cu ludaie. Fac! Dacă tot vrei dar să faci. Dar asta vreau pe langoș. Lasă la iarnă. Uite aici. Că Doamne ce locomie, mie mi-e locomie. Nu mânc langoș. Nu uitați pășit. Iarna când vă puneți pe un langoș, să spun eu așa, dar se poate pune, deci, să vă arăt despre ce vorba. Se poate pune, uitați așa, bucata asta în cum spun eu, chifle, în... Da, chifle. Da, da. Cornulețe. Cornulețe. Vă dați seama că nu mai trebuie că iasă gemul, că mă înțelegeți ce vă spun. Stă întreg. Da, stă așa când, întreg. Când mânci din chifle, da. Mânci din prună. Da, din prună. E ceva minunat. Uitați cum stă pruna, liniștită, fiartă și liniștită, dar o durat o oră, să știți. Da. Aceasta a fost realizarea mea. Trebuie să fac finalul. Da, și eu poză să nu le acoperi, știi? Nu, hai până nu le acoper și fă poza. Știi? Uite aici. Stai că iau. Aceasta este realizarea mea. Uitați așa. Și uitați așa ce fain o fi la iarnă. Când îți pui într-o chiflă, cum spune, vezi că arde, arde. Pune, wow. Dacă faci un cornuleț, ceva iarna și pui așa, minunat. Deci și eu puteam să le macin, doar neapără că, dar știu să macin. Dar asta e ceva minunat. Mă grăbesc să le pun acolo. Eu vă doresc numai bine, pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi, să vă poarte de grijă acolo unde sunteți, Domnul să fie cu voi. Pace, la revedere! Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 18 septembrie 2024. Dumnezeu și munca ta.
am ales pe Bețaleel. Exodul 31, versetul 2. Prima persoană din Biblie despre care se spune că a fost umplută cu Duhul lui Dumnezeu a fost Bețaleel. Și dacă numele său nu îți spune prea multe, asta este și din cauza faptului că el nu a fost profet, preot, rege sau apostol. El era un meșter, priceput inclusiv în ale designului. Avea ochi pentru culori și un simț al managementului, iar când a venit vremea pentru construirea cortului întâlnirii, el a supravegheat lucrarea. Iată ce a spus Dumnezeu despre el. Citim din Exodul 31 de la versetul 2. L-am ales pe Bețaleel și l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duc de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Am încheiat citatul. Imaginează-ți că ești Bețaleel. Încă din tinerețe ți-a plăcut să lucrezi cu mâinile tale. Poate nu știai că Dumnezeu este implicat în asta, dar este. De fapt, El a pus aceste dorințe și pasiuni în tine. Când lucrezi, bucuria pe care o simți este, de fapt, prezența lui Dumnezeu. Ai anumite calități, te-ai născut cu ele. Ele vor fi întotdeauna punctele tale forte, iar tu te bucuri de ele. Lucruri minunate se întâmplă când descoperi aceste puncte forte, când le pui în valoare și te concentrezi pe îmbunătățirea lor. Să încerci să te dezvolți într-un domeniu în care Dumnezeu nu te-a înzestrat este ca și cum ai încerca să înveți un iepure să înoate sau un melc să alerge. Dar atunci când ești în locul pe care ți l-a rânduit Dumnezeu, punându-ți în aplicare calitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu, ești la apogeu. Iar când se întâmplă asta, ești binecuvântat, la fel ca toți ceilalți din jurul tău. Ideea este că în planul lui Dumnezeu, Bețaleel era la fel de important ca Moise. Așadar, curaj! Dacă ești în voia lui Dumnezeu, ceea ce faci contează. Te ajungi fără speranță și cu teamă. Își vedea fiul însetat, era așa greu. Ea se ruga și lacrimile ei curgeau și roaie. Credea că nu mai e speranță pentru ei, dar Dumnezeu era prezent și a lui înger. Ea porunci să-și adie din nimic ceva și îți ia greul ce te doare. Când trupul tău e ostenit, glasul lui te întărește. Îți dă vedere ca să vezi râuri de apă ce te adapă. Domnul deschide căi când nu se vede vreo scăpare. El face din nimic ceva și îți ia greul ce te doare. Când trupul tău e ostenit, glasul lui te întărește. Îți dă vedere ca să vezi râuri de apă ce te adapă. Să vadă înainte, chiar Dumnezeu femeii atunci îi vorbi. Să se ridice că cel are planuri multe, căci fiul ei va fi.
tatăl multor seminții. Și ca un vânt îi atinsese ochii și când privi agar în depărtare, văzu un izvor cu ochii ei de carne. El face din nimic ceva și îți ia greul ce te doare. Când trupul tău e ostenit, glasul lui te întărește. Îți dă vedere ca să vezi râuri de apă ce te adapă. Domnul deschide cai când nu se vede vreo scăpare. El face din nimic ceva și îți-a greul ce te doare. Când trupul tău e ostenit, glasul lui te întărește. Îți dă vedere ca să vezi râuri de apă ce te adapă. Domnul deschide căi când nu se vede vreo scăpare. El face din nimic ceva și îți-a greul ce te doare. Când trupul tău e ostenit, glasul lui te întărește. Îți dă vedere ca să vezi râuri de apă ce te adapă. Susur blând, ai venit, ce faci aici, m-ai întrebat, îndurerat, ți-am răspuns, n-am biruit, sunt urmărit, cei răi vor viața să-mi curme, rămăsăm singur și mă ascund, cum ești, Doamne, aici cu mine. Vino lumină, nu te ascunde, încă o mie luptă ca tine. Nu te amăgi, crezând că singur ești pe pământ. Ascultă-mi glasul, susurul dulce, mergi înainte să faci ce spun. Eu îți sunt tată, umblă cu mine. Vino lumina.
Eu îți sunt tată, umblă cu mine, crede acum. Și furtună grea, e o rază de speranță. După orice noapte dincolo de ea, zorii zilei se arată. Doar să crezi și ai să vezi, cu Iisus victoria e câștigată. Așează